Într-adevăr așa este. Din păcate s-a mutat. Le-a convenit unora celor care erau la patrulare, le convenea pentru că aveau un program fix. Lucrau 8 ore, după care erau liberi. Acum însă vor reveni la acel program când le cerem la ora 8, cel mai târziu în stradă, în zona școlilor. Ești prezent la accident, ești prezent la eveniment, la discotecă, la toate evenimentele. Deci, știți cam câte cazuri de polițiști aveți în care trebuie să se mute înapoi pe la țară, cu tot cu familie, să-și facă chirii? Nu am o statistică, însă, într-adevăr, noi vrem ca polițiștii să locuiască în mediul rural, să locuiască în comuna respectivă, să nu fie navetiști, să concureze cu celelalte categorii de funcționari care fac naveta. Dacă îmi permiteți o completare aici, în momentul în care am redistribuit din cadrul secțiilor către comune, către posturile de poliție, polițiști și agenții de siguranță publică, am ținut cont de locul de domiciliu ca să poată să locuiască și de acest lucru prioritar, dar și de acest să poată locui în apropierea locului de muncă. Plus că eu am înțeles că au fost închise, n-au fost închise ceva posturi de poliție să se facă economii, nu? Așa nu, zice, nu, a fost niciun, un chestor. Nu. Deci, pe ceea ce afirm în cunoștință de cauză și nicăieri în județul ăsta, nu mă refer, n-am competența internațională, niciun post de poliție nu a fost închis. Dar v-ați referit la costuri. Da. Și că au crescut costurile în ceea ce privește combustibilul. Asta reiese. Ei, în acest moment în care mențineți secțiile cu 10, cu patrulare și mai mergeți și la posturile de poliție rurale în care sunt deja iară mașinile arondate, nu crește consumul. Practic, noi avem același număr de mașini. Am luat mașinile de la posturi, le-am adus la secție, am patrulat pe itinerarii. V-am dat exemplu, Nimigea, Romului, da? Și celălalt de la Dumitra până la Parva cu bucla pe acolo. Asta este secția de la Năsăud. Acum am trimis înapoi majoritatea mașinilor, aceleași mașini. Nu am primit mașini în plus, nu primim mașini în plus. Aceleași mașini le trimitem acolo, evenimentele 112 le rezolvăm prin polițiștii de acolo, am păstrat la secția de poliție două mașini și facem patrulare cu și vom trimite în mai mică măsură, dacă va fi la Romuri un eveniment, nu mai trimitem mașina aceea care era în patrulare, ci vom rezolva, unele dintre ele le vom rezolva cu polițistul care se află pe raza comunei. Deci asta este concepția. Vom vedea ce se întâmplă. Vom analiza și mai probabil sunt posturi disponibile la aceste secții, că se povestea că absolvenții ai unor școli de subofițeri, de ofițeri, ar urma să fie deficitul. Noi avem un deficit, practic avem funcții neîncadrate, circa 70 de funcții neîncadrate. Pe rural. Pe rural, da. Și sigur că așteptăm. Ne bucură hotărârea Guvernului care spune că vor fi încadrați polițiștii care termină școlile, asta este o veste bună pentru noi. O parte dintre ei vor merge în mediul rural, alții vor merge probabil, din câte știm noi, la poliția rutieră, unde de asemenea avem de foarte mulți ani același număr de polițiști, 40 la nivelul județului.